astăzi v-ați prezentat intenția de a demisiona din funcția de ministru al transporturilor. Decizia dumneavoastră a fost influențată de faptul că numele dumneavoastră a fost vehiculat pe lista posibililor miniștri remaniați sau de faptul că opoziția v-a solicitat demisia fiind nemulțumită de activitatea dumneavoastră ca ministru? Mie opoziția nu mi-a solicitat demisia. Din ce mi-aduc eu aminte, a existat o moțiune simplă pe problema de zăpezirii la vremea respectivă. Am spus că nu există nicio ilegalitate. Între timp, ANR MAPU a confirmat că nu există nicio ilegalitate. Mai mult decât atât, am redus al doilea an consecutiv cheltuielile, deci a fost o moțiune neinspirată, dacă mă întrebați pe mine, la vremea respectivă, deci nu este o problemă. N-am auzit în... La nivel declarativ. Opoziție. Nu. La nivel declarativ e rolul opoziției să ceară demisia oricărui ministru în fiecare zi. Nu. Decizia mea de a-mi prezenta intenția de a demisiona, lucru pe care sper să-l... și instituționalizez în zilele viitoare după întoarcerea premierului din Israel, are legătură exclusiv cu campania prezidențială. Eu fac parte dintre cei care cred că nu poți fi ministru la transporturi și să fii implicat 100%, așa cum doresc eu, în campania prezidențială și să le faci bine în același timp pe amândouă. Eu îmi doresc să particip la această campanie prezidențială pentru că cel mai important obiectiv, nu numai al partidului, dar și al României, din punctul meu de vedere, este să avem un președinte care să reprezinte Partidul Social Democrat. Deci nu s-au făcut niciun fel de presiuni politice la adresa dumneavoastră pentru a vă suma un astfel de gest? Nu numai că nu s-au făcut presiuni politice, dar a reprezentat inițiativa mea. Și am explicat-o, normal, mi-a fost acceptat. Oficial, demisia o să vă anunțați în ședința de mâine a Guvernului? De exemplu? Nu știu să vă spun exact deci cum vom proceda formal. Aștept pe premier și... Se revine în această seară. Da. Mâine vom discuta și vom stabili de comun acord. În presă au apărut mai multe nume pentru preluarea Ministerului Transportului. Vorbim despre domnii Ioan Rus, Radu Stroie și Ovidiu Silaghi. Dintre cei trei, care credeți că ar fi cel mai potrivit pentru această funcție? Nu sunt eu în măsură să fac judecăți de valoare cu privire la calificarea unei propuneri sau alteia. Eu mi-aș dori însă să fie un reprezentant al Partidului Social Democrat. Am spus și o repet, Partidul Social Democrat are posibilitatea de a oferi 4-5 oameni cu pregătire și competență similară pe orice post ministerial. Dacă va fi să fie domnul Ioan Rus, eu personal aș fi încântat. Dar vom vedea ce propunere va face premierul, bineînțeles. Într-adevăr, numele acestuia a fost cel mai des vehiculat. Am văzut. Dumneavoastră aveți confirmat această informație? Nu, n-am confirmat, n-am discutat cu nimeni, nu știu nici care este intenția premierului. Pe plan politic, pe 30 iunie, PSD urmează să organizeze ședința extinsă a Comitetului Național Executiv. Vreau să vă întreb, de ce ați ales fosta bază militară din Orăștie pentru această reuniune în care urmează să fie stabilită strategia partidului pentru alegerile prezidențiale din noiembrie? Să ne înțelegem, e o bază de agrement acolo. Acum, da. Acum e o bază de agrement care are o tematică militară. E un loc în care îți duci și copiii să se simtă bine în weekend, deci nu are o legătură cu o bază. O fostă pe terenul unei foste baze militare s-a făcut, dar e o bază de agrement. Așa cum am fost anul trecut, de exemplu, în Delta la complexul de la Puflene, acum mergem la Orăștie și cred că e foarte frumos. Ultimele ședințe ale CEX-ului au fost organizate la București, de aceea vă întreb. Da, dar nu CEX extins. Nu, și vrem să profităm de ocazie, avem două zile la dispoziție ca să putem discuta despre campania care urmează și despre organizarea partidului. În ședința CEX urmează să fie elaborat și regulamentul de organizare a alegerilor interne din partid pentru desemnarea candidatului PSD la aceste alegeri. Care vor fi condițiile cărora vor trebui să se supună cei care doresc să candideze? Condițiile în mare sunt prevăzute în statut. Eu însă nu cred că în ipoteza în care președintele Ponta își va manifesta intenția de a candida, eu am convingerea că el va fi candidatul. Nu cred că își va mai depune cineva candidatura ca să trebuiască să mai facem și o procedură internă. Nu. În acest moment, în Partidul Social Democrat, toți ne dorim ca Victor Ponta să candideze și nu
cred că cineva și-ar putea pune problema unei competiții reale cu premierul în acest moment. Ați văzut că domnul Mircea Joană își anunțase public intenția și dorința de a candida. Da, dar dorința noastră este să candideze domnul Ponta. Oricum, bănuiesc că vor fi totuși niște alegeri deschise în partid. Cum vedeți bătălia politică cu partidele de dreapta și dacă luați în calcul posibilitatea ca un candidat comun al dreptei să ridice probleme PSD-ului? Deci e o chestiune de seriozitate politică. Orice candidat, în primul rând, orice candidat intră în turul 2 este un candidat redutabil. În al doilea rând, cred că dreapta ridică probabil câțiva candidați serioși și mă refer la Klaus Iohannis, mă refer la Crin Antonescu. Eu nu cred că povestea candidatului lui Crin Antonescu este o poveste încheiată. Mă refer și la Mihai Răzvan Ungureanu. Cel puțin aceștia trei sunt trei candidați serioși. Ceilalți candidați nu trebuie ignorați, dar cred că au mai puține șanse. Dar unul din aceștia trei pe care eu i-am enumerat acum, am convingerea că poate pătrunde în turul 2. Și firește că trebuie luat și tratat cu foarte multă seriozitate ca atare. Eu personal nu cred că la prezidențială va fi o luptă ușoară, cred că va fi o luptă foarte strânsă. Am convingerea că vom câștiga, dar de asemenea am convingerea că vom câștiga la un scor strâns. Vorbeam ceva mai devreme despre posibila candidatura domnului premier Victor Ponta la alegerile prezidențiale. Intenționați, v-ați exprimat de fapt intenția de a vă implica activ în campania electorală pentru sprijinirea candidatului PSD. Ați dori să-l sprijiniți pe Victor Ponta ca purtător de cuvânt al PSD în campanie sau ca șef al campaniei? Eu vreau să vă spun două lucruri. Din acest moment și până pe 16 noiembrie am o singură preocupare, campania prezidențială, și un singur scop în viață, la Victor Ponta să fie președintele României. Campania înseamnă să mergi printre oameni, înseamnă să bați țara, înseamnă să participi la dezbateri, înseamnă să convingi electoratul că cel pe care îl propui candidat este cel mai bun să conducă destinele acestei țări pe 5 ani, pe 10 ani. Nu sunt legat sub nicio formă de niciun fel de funcție. N-am nevoie de o titulatură pentru a-mi face datoria la cel mai înalt nivel de care sunt eu capabil, bineînțeles. Dacă organele de conducere ale Partidului Social Democrat, din care fac și eu parte, sau președintele Victor Ponta vor înțelege să mă folosească pentru o anumită misiune și să-mi dea și o titulatură, asta este o chestiune secundară. Pe mine ce mă interesează este să mă angajez cu toate forțele în campania electorală. În rest, titlurile, mai mult sau mai puțin temporare, sunt neimportante. În afară de faptul că veți merge probabil din oraș în oraș pentru a susține cauza domnului Victor Ponta, cum altfel intenționați să vă implicați activ în această campanie? Pe campania electorală asta înseamnă să bați țara și înseamnă să participi la dezbatere, înseamnă să convingi și cred că beneficiez și de această experiență extraordinară de 2 ani de ministru în guvernul Ponta și pe portofolii diferite și pot să susțin argumentat și documentat și ce înseamnă proiectul de țară al lui Victor Ponta, care s-a manifestat începând din mai 2012, de când a devenit premier, și care ar fi avantajele pornind de la realizările care deja se pot arăta pentru a susține că este cea mai potrivită candidatură și cea mai potrivită persoană să conducă România. De ce este, mă iertați? Da, nu, spuneam că experiența mea politică plus experiența guvernamentală din ultimii 2 ani îmi dau posibilitatea să mă exprim liber și calificat pe foarte multe tematici de discuție care vor fi abordate în campanie și cred că ar fi nefiresc să pierd tot acest potențial rămânând blocat exclusiv într-o activitate administrativă. Eu fac parte dintre cei care consideră că nu am devenit ministru pentru meritele mele, am devenit ministru pentru că așa a decis Partidul Social Democrat. Nu este o
Pentru că dacă ar fi vorba de merite personale, ar deveni ministri și alte persoane. Dar devii ministru când ești într-un partid și când partidul te sprijină. Deci, în ordinea importanței, cred că este alături de competența profesională și sprijinul partidului. Eu cred că am devenit ministru pentru că m-a sprijinit Partidul Social Democrat și acum este momentul să dau înapoi din ceea ce am acumulat cu toată energia mea aceluiași partid. După decembrie încolo, vom vedea din nou. Prin urmare, este domnul Victor Ponta persoana potrivită, omul potrivit pentru preluarea șefiei României? În opinia dumneavoastră, punctul de vedere al meu, nu. Și punctul de vedere general al PSD, PCU-NPR, este că domnul Victor Ponta este cea mai indicată persoană să conducă România în următorii 10 ani. Ce anume îl creditează pentru preluarea Palatului Cotroceni? O să vă spun foarte simplu. Pregătirea, vârsta, energia și dragostea pentru România. Domnul Dragnea spunea la un moment dat că riscul cel mai mare cu care s-ar putea confrunta PSD ar fi o eventuală divizare a partidului în urma competiției interne pentru preluarea șefiei PSD. Pe dumneavoastră vă tentează să vă implicați într-o astfel de cursă internă? Nu, afirmația noastră e puțin eronată. Domnul Dragnea a spus că există pericolul de divizare dacă ar exista competiție pentru candidatul la președinție, nu pentru candidatul la șefia PSD. Aceasta a fost declarația domniei sale și l-am contrazis încă de atunci. A spus că niciodată o competiție internă în PSD, fie și pentru candidatul la președinția României, nu va produce șciziune. La noi întotdeauna a existat o competiție și mai ales pentru președinția partidului sau pentru candidatul la președinție, a existat întotdeauna o competiție internă foarte dură. Dar după ce această competiție stabilește câștigătorii și rezultatele, toată lumea se repliază și rămânem în continuare aceeași. Dar ați fi interesat de preluarea partidului, fiindcă numele dumneavoastră a fost vehiculat vreau în acest vreau sens. Să vă spun că eu nu o să particip niciodată la împărțiri fictive de funcții. Noi avem în acest moment un președinte al Partidului Social Democrat care se numește Victor Ponta. În ziua de 17 noiembrie, când Biroul Electoral Central îl va declara pe Victor Ponta președintele României, din acel moment putem discuta despre orice. Până atunci avem un președinte al Partidului Social Democrat, Victor Ponta, iar orice discuție despre conducerea Partidului Social Democrat este absolut inoportună în acest moment. Spuneați mai devreme în cursul acestei zile că nu renunțați la șefia Ministerului Transportului pentru a prelua în acest moment, cel puțin, un alt portofoliu ministerial. Vreau să vă întreb însă, după campania electorală pentru prezidențiale, vă gândiți să reveniți în Ministerul Transporturilor sau eventual să preluați un alt portofoliu ministerial? Poate Ministerul Justiției? E o întrebare cu trei răspunsuri aici. Da, mi-aș dori să fac parte din noul executiv care se va forma în decembrie. Mi-aș dori. Dar de la dorință și până la decizia partidului dacă voi face parte sau nu, este o distanță lungă și vom vedea decizia la vremea respectivă. În al doilea rând este că prima mea iubire și cea mai importantă calificare a mea ar fi pentru Ministerul Justiției. Dar dacă mă întrebați pe mine ce mi-aș dori în forul interior, ar fi să mă întorc la transporturi. Acum, dacă voi face parte din executiv și dacă voi face parte din executiv, ce misiune voi primi din partea partidului ca soldat devotat al acestui partid, vom vedea. Aș vrea să revenim, că tot avem ocazia, la domeniul transporturilor. Spuneați că în viitorul apropiat urmează să fie semnat contractul pentru autostrada Comarnic-Brașov. Când estimați că vor începe efectiv lucrările și de unde va veni finanțarea? Deci finanțarea este privată, vine de la bănci private, așa este conceput contractul, și de la finanțatorul instituțional, BEIBER sau Banca Mondială, să vedem care dintre ei va decide că participă. Lucrările de construcție pot începe anul acesta, cu precizarea că există, după semnarea contractului, o perioadă de câteva luni pentru definitivarea proiectului tehnic, conform contractului. Și sper să înceapă, o să înceapă dinspre Breaza și dinspre Brașov, iar la anul va începe partea a doua și cea mai grea din Munții. Și care este situația autostrăzii Pitești-Sibiu?
Pe autostrada Pitești-Sibiu, după mulți ani de nefăcut nimic, de făcut doar gură în presă, a fost scos studiul de fezabilitate agreat de Comisia Europeană la licitație. Undeva la sfârșitul lunii iulie este termenul pentru stabilirea câștigătorului. Se va face studiul de fezabilitate în 12 luni. După ce se va termina, va începe procedura pentru atribuirea de lucrări. Deci vom avea câștigători pentru lucrările de autostradă la sfârșitul anului viitor și va fi realizată în următorii 3 ani. Doream să vă întreb și despre fonduri europene. Care este gradul de absorpție al fondurilor europene în condițiile în care oficialii europeni s-au arătat îngrijorați de absorpția scăzută pe transport? Spuneați dumneavoastră în conferință că pe transporturi, de principiu, în a doua parte a anului se încasează. Nu, în primul rând vreau să vă spun că nu există niciun oficial european care să se fie arătat îngrijorat de absorpția pe transporturi, mai ales că anul trecut s-a depășit 100% absorpția la transporturi. În al doilea rând, toți banii pe care avem la transporturi în plus 3,2 miliarde de euro reprezintă bani neabsorbiți din incompetență între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2012. Și repet, când noi am venit la guvernare, am luat programul operațional sectorial de transport suspendat. Și am reușit să ridicăm suspendarea în cele 6 luni de guvernare, s-a ridicat în decembrie 2012 suspendarea, deci nu se puteau face. Deci cele 3,2 miliarde, în mod normal, sunt pierdute. Noi le întoarcem de la groapă acum pe facilitatea N plus 3 pe care a negociat-o premierul Ponta în mai 2013 la Comisia Europeană. În acest moment, repet, nu putem vorbi de absorpție, ci de recuperarea banilor. Anul trecut absorpția a fost puțin peste 1 miliard de euro. Anul acesta banii de la Comisia Europeană vor fi puțin peste 1 miliard 200 de milioane de euro. Specific în transportul, așa este, în prima parte a anului se angajează lucrări, se fac și în a doua parte urmează decontările anului, așa a fost și anul trecut de altfel. În a doua parte urmează decontările, deja primele decontări de aproape 200 de milioane de euro au plecat spre Ministerul de Finanțe. Și cum estimați că vor sta lucrurile la final de an din acest punct de vedere? Vom avea o absorpție probabil cu aproximativ 100 de milioane de euro mai mare decât în anul 2013, deci vom avea puțin peste 1 miliard 200 de milioane de euro. Care sunt investițiile în sector de la începutul anului și care este evoluția lor față de anul precedent? Dacă ne referim la investiții străine, creșterea la nivelul lunii februarie 2014, de exemplu, față de nivelul anului februarie 2013, aceeași lună, creșterea este de peste 30%. Nu vreau să-mi fac un merit, dar tot nu pot să nu-mi aduc aminte că am fost ministru la investiții străine un an de zile. Și poate că într-o mică măsură creșterea asta spectaculoasă mi se datorează și mie. Iar în general investițiile directe sunt în progres foarte mare, de peste 25% la nivel național. De altfel s-au dat drumul la foarte multe investiții la transporturi și este prima oară în 25 de ani. Când se inversează paradigma, Ministerul Transportului întotdeauna a fost blamat, să spun, pentru faptul că a avut mulți bani la dispoziție și proiecte inexistente. Astăzi avem proiecte realizabile, cărora le putem da drumul, de 4 ori mai multe decât banii pe care i-am avea la dispoziție. Deci și cei de la Ministerul de Finanțe s-au speriat pur și simplu de avalanșa de proiecte pe care le-am eliberat pentru a putea fi realizate și mă mândresc cu treaba asta. Deci acum putem alege în funcție de fondurile pe care le avem ce să facem. Pentru perioada cât ați avut mandat în cadrul executivului Ponta, aveți să vă reproșați ceva sau au rămas lucruri nefinalizate pe care vi le-ați fi dorit să le realizați? Primul lucru pe care mi-l reproșez este că n-am reușit să muncesc mai mult de 12-14 ore pe zi. M-aș fi dorit să muncesc 18 ore, ca să fiu cinstit, pentru că este un domeniu foarte frumos și în care realizările sunt palpabile și așteptate de oameni. Până al doilea rând, ca să spun așa, îmi pare rău că este campanie prezidențială pentru că n-aș fi plecat în ruptul capului de la transporturi, tocmai în ideea de a termina foarte multe, foarte multe lucruri, dar sunt sigur că oricine va veni în locul meu aici va continua proiectele și realizările vor fi. Dar asta îmi reproșez dacă mă întrebați că n-am avut o capacitate de muncă și mai mare. Vă mulțumesc frumos pentru interviu. Acestea au fost întrebările mele. Dacă doriți dumneavoastră să mai adăugați ceva? Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că am făcut public astăzi un gest în care cred cu toată tăria
Cred cu toată tăria că Victor Ponta va fi președintele României.